De foarte mult timp am vrut să vorbesc cu voi despre chestia asta și cred că e timpul. După cum vedeți în titlu, în vlogul ăsta o să răspund la întrebarea: mi-am pus silicoane? Înainte să răspund la această întrebare, rupeți acolo butonașul de like, abonați-vă dacă încă n-ați făcut-o și hai să strângem 30.000 de like-uri. Oare reușim să facem asta? Haideți să o luăm cu începutul! Hei, salutare toată lumea! Eu sunt Bibi, voi sunteți pe canalul meu de YouTube și în acest vlog, da, exact, o să răspund la întrebarea: mi-am pus silicoane? Pentru că, deoarece și fiindcă în ultima perioadă au tot apărut foarte multe articole cu titlul acesta: Bibi, acuzată de fan că și-a pus silicoane, declarațiile făcute de vedete despre subiectul controversat. Sau, cântăreața Bibi, acuzată că și-ar fi pus silicoane, ce spune artista? Sau chiar și acest titlu: Bibi, acuzată... Toate sunt cu acuzată, ca să ne înțelegem. Bibi, acuzată că și-a pus implant mamar la doar 19 ani. Ce dezvăluire a făcut despre o posibilă intervenție chirurgicală? Deci, de asta am spus la început că vreau să lămuresc lucrurile și că îmi doresc să vorbesc cu voi chestia asta, pentru că răspunsul la întrebarea mi-am pus silicoane este... nu. Pow! Deci nu, nu mi-am pus silicoane, nu am implanturi mamare. Articolele astea, toate aceste articole le-am primit de la voi, de la foarte mulți dintre voi. Și m-am gândit că dacă tot mi le-ați trimis, de ce nu să vorbim chiar aici pe vlog despre acest subiect, pentru că mi-am dorit să clarificăm lucrurile. Recunosc că atunci când am citit aceste articole m-am amuzat un pic, pentru că, na, așa este presa, ăsta e rolul presei, să înflorească un picuț în titlu, dar mă bucur că în articol nu au exagerat și au spus niște lucruri foarte adevărate. O să citim imediat unul dintre articole, dar am simțit nevoia să clarific aceste zvonuri, aceste articole cu voi aici pe vlog. Pentru că altceva e atunci când auziți direct de la mine și cu ocazia asta vreau să vorbim despre mai multe lucruri, cum ar fi operațiile estetice. Deci, în primul și în primul rând, n-am avut nicio operație estetică, n-am implanturi mamare, silicoane și așa mai departe. Deci, până acum, n-am decurs la nicio operație estetică, dar dacă o să fie cazul vreodată, vă promit că o să vă spun, adică nu mi se pare un lucru de ascuns. Da, sunt de acord cu operațiile estetice, atâta timp cât ele nu ne desfigurează, ci doar ne îmbunătățesc, pentru că ăsta este de fapt rolul operațiilor estetice, sau cel puțin așa văd eu treaba asta. Să ne îmbunătățească sau prin intervenții să ajustăm anumite chestii care nu ne plac nouă. Și da, atâta timp cât nu ne desfigurează, sunt super de acord cu ele, n-am absolut nicio treabă. Dacă orice persoană de natură feminină sau masculină simte nevoia să-și facă o îmbunătățire, pentru că așa prefer să văd operațiile estetice, go for it! Eu merg pe principiul că imaginea contează foarte mult pentru absolut orice om, chiar dacă este persoană publică sau o persoană obișnuită, normală. E super important să te simți bine în pielea ta. Și dacă tu crezi că un implant mamar sau mai știu eu ce te face să te simți mai bine, mai frumoasă, de ce nu? Dar atâta timp cât nu ne desfigurează. Adică toate în limita bunului simț, bineînțeles. Deci, ca să ne înțelegem, eu n-am nimic, nu sunt împotriva operațiilor estetice. Și acum să revenim la articolul nostru, care am zis că m-a amuzat așa un picuț la început. Mi s-a părut funny pentru că au folosit cuvântul ăsta, acuzată. Adică în primul și în primul rând, înainte să văd aceste articole pe care voi, bibișorii mei, mi le-ați trimis, n-a fost, mă, frate, acuzată, dar absolut nimic. Da, mi s-a părut funny rău, rău de tot. Pentru că și dacă să zicem că mi-aș fi făcut vreo operație estetică, de ce aș fi fost acuzată? Și mai ales de fanii mei, de oamenii care mă apreciază și care îmi sunt alături. Măi, oameni buni, ăștia minunați care mă urmăriți și îmi lăsați acolo comentarii frumoase și vorbe minunate, m-ați acuzat, măi, voi pe mine? La vreo poză de pe Instagram? Mai exact, această poză? Pentru că da, este vorba despre această poză și o să vă povestesc un picuț cum a fost treaba și cum a fost această declarație. Pentru că da, am dat un interviu, dar n-am avut absolut nicio treabă. M-a amuzat foarte tare cum
dintr-un apel cu un scop anume, a ajuns așa. Și tot legat de titlul ăsta, acuzată, consider că fiecare om e liber să facă ceea ce își dorește și nu ar trebui să fie acuzat pentru propriile dorințe. Adică dacă eu mă simțeam bine și aveam eu un complex că n-am sân și simțeam nevoia să apelez la o intervenție chirurgicală, nu văd rostul acuzațiilor și nu numai la adresa mea, că eu n-am avut nicio operație estetică până acum și nici nu-mi doresc să am, pentru că nu am niciun complex legat de mine. Dar persoanele care au parte de aceste operații, dacă voi ați simțit că acest lucru vă îmbunătățește, vă arată mai frumoși, e super bine că ați făcut-o și vă felicit din tot sufletul. Bravo vouă! Sper că nu ați exagerat atât de tot. Și acum haideți să citim articolul și după o să vă spun întreaga poveste, cum a fost totul și cum am dat aceste declarații. Deci, Bibi, acuzată că și-a pus implant mamar la doar 19 ani. Ce dezvăluire a făcut despre o posibilă intervenție chirurgicală? Titlul e așa un picuț mai dramatic, în rest conținutul este foarte frumos și vreau să le mulțumesc de acum celor care au scris aceste articole pentru cuvintele frumoase și pentru complimente, ca să nu mă opresc atunci când citesc. Hai să vedem. Bibi face furor pe rețelele sociale cu trupul său de invidiat, însă foarte mulți o acuză că și-ar fi pus implant mamar. Vlogărița nu a putut lăsa lucrurile așa și s-a decis să vorbească despre posibila intervenție chirurgicală. În primul rând, nu este nicio posibilă intervenție chirurgicală, adică n-am zis că, nici măcar n-am zis că mi-aș dori, ca să puteți să ziceți asta, și abia acum nu pot lăsa lucrurile așa și m-am decis să vorbesc despre chestiile astea. Nu așa, hodorong-tronc, m-am decis eu să vorbesc despre chestia asta pentru că au existat niște comentarii. În primul rând, nici nu am văzut comentariile alea. Vă spun sincer, adică eu de obicei, nu știu, parcă văd doar comentariile bune și parcă alea mi-apar în față. Și când postez o poză, na, răspund la primele comentarii din primele ore și apoi foarte rar mă mai uit la comentarii, așa că fiți pe fază acolo pe Instagram, link în descriere, când postez poze noi, că atunci când e caldă poza, atunci răspund la comentarii. Da, și o să vă spun eu cum au crezut ei că m-am decis să vorbesc despre aceste lucruri, pentru că am primit un apel, o să vedem despre ce este vorba. Bianca Mihaela Alexandru, that's me! Cunoscută pe numele de Bibi, tot eu! Este una dintre cele mai cunoscute figuri din mediul online, fiind considerată și un idol al adolescenților. Tânăra este foarte activă pe rețelele sociale. În perioada vacului nu prea am fost activă, dar acum încerc să fiu din ce în ce mai activă. Vedeți și voi că încerc să postez vloguri în fiecare săptămână și vă promit că o să fiu mai activă și pe Instagram cu story-uri și să vorbim mai mult. Și ține la curent prietenii din mediul virtual, pe voi, adică, cu cele mai importante evenimente din viață. Da, asta chiar așa e. În urmă cu aproximativ o săptămână, ăsta era de fapt subiectul principal. Bibi se mândrea pe contul oficial de Instagram că a terminat clasa 12-a și a luat examenul de bacalaureat, pentru că se relaxează după examenul greu. Am făcut eu o mică corectură. Vlogărița Amber... Și aici mai trebuie să fac o corectură. A îmbrăcat costumul de baie și a plecat la mare, acolo unde s-a lăsat fotografiată în diferite... Ce, mă? În diferite postaze incendiare. Iuhuu! Măi, nu sunt chiar așa incendiare. Adică, na, mare, vacanțe, costum de baie. Adică chiar cred că nu am avut niciodată poze care să fie too much. Și au fost mereu în limita bunului simț, pentru că voi știți că eu mereu am grijă de imaginea mea și nu aș putea eu vreodată să fac chestia asta, să mă postez mai indecent. Mă rog, o să iau acest incendiar ca pe un lucru bun. Și uite, mai avem aici un articol, ce note a luat Bibi la examenul de bacalaureat. Artista a vrut să facă o contestație după aflarea rezultatelor. M-am și enervat. Da, asta chiar am zis-o. O să citim și articolul ăsta, pentru că în vlogul ăsta vreau să vorbim așa un picuț și despre bac, pentru că nu am reușit să fac un vlog dedicat și mi se pare că s-a dus așa un picuț valul ăla cu bacul. Și o să vă spun așa mici chestii, întrebări frecvente pe care le-am avut de la voi, ca să vă răspund la ele, pentru că știu că vă doriți. Tot în acest articol. La cei 19 ani, tânăra se mândrește cu cele mai apetisante forme. Mulțumesc frumos! Ținutele provocatoare... Mă, că nu-s provocatoare! Ce ați făcut, măi, oameni buni? La mare e normal să fiu un costum de baie. Cum ar fi să-mi pun șuba pe mine la mare?
Ținutele provocatoare pe care le-a purtat i-a făcut pe internauți să o acuze că și-ar fi pus implant mamar pentru a avea un bust mai generos. Sunt super mulțumită de mine, de bustul meu, de absolut tot ce am și mulțumesc lui Dumnezeu că am fost zestrată cu cât trebuie, adică poate unora li se pare prea mult, poate altora li se pare prea puțin, dar pentru mine este absolut perfect. Iar persoanele din jurul meu și cele care mă apreciază și îmi sunt dragi sunt de aceeași părere. Ce spune Bibi despre o posibilă intervenție chirurgicală? Deși nu au deranjat-o foarte tare comentariile răutăcioase, măi, nici nu l-am văzut, asta încerc să vă zic! Ale oamenilor din mediul online, Bibi s-a decis să lămurească lucrurile. Aceasta a oferit un interviu unde a vorbit despre faptul că nu a apelat la un implant mamar. Și aici, cu ghilimele, ce am spus eu. Dar înainte să vă spun ce am zis eu, să citim de aici, să vă spun un picuț cum a fost povestea. Eram la mare, mâncam ceva în port, cu iubitul meu, bineînțeles, și cu prietenii și tocmai aflasem notele de la BAC. Bineînțeles, trecuseră câteva ore, postarea pe care am pus-o pe Instagram, cum că am luat media 9.41 și că sunt super mulțumită de această medie. Se viralizase, erau foarte multe like-uri, comentarii și așa mai departe și înainte să plec din port am primit un apel. Era o fată super drăguță, mi-a zis că este de la un post de televiziune și m-a întrebat dacă pot să vin în platou să vorbesc despre notele de la BAC. Adică ăsta era subiectul. Am spus că momentan sunt în vacanță și că durează ceva până mă întorc, iar atunci ea m-a întrebat dacă poate să-mi pună câteva întrebări. Am zis că sigur, da, de ce nu? Și inițial mi-a pus câteva întrebări despre BAC. Adică m-a felicitat, m-a întrebat cum am reușit să iau o medie așa mare. Adică cum am reușit să împart școala, adică să învăț, să iau notele astea bune. Astea sunt cuvintele ei, ca să știți. Cu cariera mea, muzică, vlog și așa mai departe. I-am spus că dacă îți dorești ceva și muncești, nimic nu este imposibil. Și atunci când ești organizat, nu există nu sau nu pot. Și apoi mi-a spus că mă urmărește pe Instagram, că a văzut că sunt în vacanță și că am postat o poză acum câteva zile în care sunt o bombiță sexy. I-am mulțumit, v-am zis, a fost super drăguță. Și apoi, prin cap nu-mi treceam, eram în vacanță, mâncam, mă simțeam bine, n-aveam nicio treabă și nu mi-a trecut nicio clipă prin cap că urmează întrebare. Ți-ai pus implant mamar? Deci, nu vă exagerez, în momentul ăla am început să râd. După ce am închis apelul, mă gândeam să nu se fi simțit fata prost că am început să râd ca nebuna la telefon. I-am spus că nu, absolut deloc, cred că am repetat nu de vreo 5 ori, pentru că eram șocată de întrebare, nu mă așteptam să vină întrebarea asta, având în vedere că eu nu văzusem comentariile de pe Instagram. Și aici scrie în continuare în articol tot ce am spus la telefon, deci am zis nu, nu, absolut deloc. Al ce nu trebuia să mai fie repetat de încă vreo 4-5 ori. Nu mi-am făcut nicio intervenție și nici nu am de gând să-mi fac. Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu, am fost înzestrată cu cât trebuie și nu-mi doresc mai mult sau mai puțin. Exact ce v-am spus și vouă. Eu sunt super de acord cu operațiile estetice atâta timp cât sunt în limita bunului simț și atâta timp cât nu ne desfigurează și nu ne exagerează pe noi. Padamțup! Ar trebui să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru ce ne-a dat. Atunci când există niște complexe, exact asta am spus, că dacă oamenii au niște complexe legate de felul în care arată, de ce nu? Au cum să apeleze la operațiile estetice pentru că de asta au fost inventate. Deci, atunci când există niște complexe și unele fete își doresc niște îmbunătățiri, iar dacă aceste îmbunătățiri le fac pe ele să arate mai bine și să se simtă bine în corpul lor, sigur, de ce nu? Sunt foarte mulțumită de aspectul meu fizic, deși îmi doresc să mai slăbesc așa un picuț și asta e foarte adevărat. Iar la telefon fata respectivă mi-a zis că e de acord cu mine, că ea consideră că orice fată are ideea asta, că oricât de bine ar arăta, mai vrea să slăbească așa un picuț. Și cred că voi, fetelor, mă înțelegeți foarte bine, lăsați acolo un comentariu dacă știți voi că arătați bine, dar parcă mai vreți așa un picuț să slăbiți. Plus că eu mai am un motiv bine întemeiat, pe care l-am spus și aici în articol. Pentru că am dat bacul și s-a acumulat oboseala, m-am îngrășat un picuț. Nu mult, nu mă vait, asta așa e, dar sunt sigură că în câteva luni voi reveni la cum eram. Și asta chiar se va întâmpla, vă promit. A dezvăluit Bibi, exact. Și legat de bac, nu știu dacă și vouă vi se întâmplă asta, sunt persoane care de la stres slăbesc și alte persoane care de la stres, oboseală acumulată, se îngrașă. E bine, eu sunt a doua variantă și aș vrea să nu fie așa, aș vrea să fie prima, pentru că cei drept muncesc mai mult seara, stau să editez, filmez, de exemplu și acum când filmez, este
ora 1:30. Yay! Și aș vrea să slăbesc datorită acestui fapt, dar nu! La mine se pune, eu mă îngraș! De ce? Uite! Articolul se continuă. De ce a vrut să facă Bibi contestație după examenul de bacalaureat? Chiar dacă a luat o notă foarte mare, mulțumesc, la bacalaureat, vlogărița nu a fost mulțumită. Măi, am fost foarte mulțumită, doar că pe moment... Hai că vă povestesc eu! Fapt pentru care și-a întrebat prietenii din mediul virtual dacă să facă contestații sau nu. Iar părerile au fost împărțite. Chiar au fost împărțite. Deci până la ora 5 am avut voie să fac contestație până la ora 6. Și ultima dată când mi-am verificat story-ul la ora 5, v-am pus un pool acolo să votați. 50-50. Oameni buni, am vrut să mă ajutați. Voi ce ați făcut? Da, cam ăsta a fost subiectul cu silicoanele, cu implantul mamar. Sper că v-am lămurit și mă bucur că am clarificat chestiile astea și le-am vorbit. Și acum să vorbim așa un picuț rapid și despre BAC. Uite, chiar îmi place să citesc aici pe vlog articole despre mine. Mi se pare interesant. Cam așa sună unul dintre articolele legate de mine și de BAC. Ce note a luat Bibi la examenul de bacalaureat? Artista a vrut să facă o contestație după aflarea rezultatelor. M-am și enervat. Da, asta chiar am spus-o. Bibi se mândrește cu o medie foarte bună la examenul de bacalaureat. Totuși, artista și-a dorit pentru câteva momente să conteste nota la geografie. Exact, și credeți-mă că și în momentul de față am un regret foarte mare. După ce au apărut notele de la contestație și am văzut că s-au mărit atât de mult notele, chiar am regret când am făcut la geografie, pentru că cei care m-ați urmărit pe Instagram știți că am spus și pe story că lucrarea mea de la geografie, și nu vă exagerez, a fost de nota 10 și știu asta și în sufletul meu lucrarea aia așa o să rămână, pentru că exact acest lucru mi-a spus și profesoara mea de geografie, profa mea preferată, trebuie să recunosc. Și voi știți că imediat după ce am dat ultima probă la BAC, am fugit la mare. Asta a fost dorința mea mare după ce am dat BAC-ul, nu să plec a doua zi, ci imediat atunci. Dar înainte am dat o fugă pe la profa mea de geografie și i-am spus exact ce am făcut la geografie, pentru că a fost materia mea preferată și am știut, am plecat cu gândul ăsta că fac lucrarea de la geografie de nota 10. Și i-am spus exact atunci, cu informația proaspătă în minte, tot ce am făcut și mi-a zis: n-ai greșit absolut nimic. Asta e, media mea a fost 9.41, dacă făceam contestație și se punea 10 la geografie, nu mărea cu foarte mult, era 9.50, exact același lucru din punctul meu de vedere, deci sunt foarte mulțumită, asta e, chiar dacă o să rămână acolo un mic regret că n-am făcut eu contestație la geografie. Bibi a terminat clasa 12 și a luat examenul de bacalaureat cu media 9.41. Vedeta a dat examen la limba și literatura română, istorie și geografie. Iar nota la cea de-a treia materie a cam nemulțumit-o, pentru că se aștepta la un 10. Bibi l-a povestit fanilor că nota de 9.75 la geografie o întristează și a întrebat dacă ar trebui să nu facă contestații. Chiar v-am spus fix atunci când am aflat notele că s-ar putea să mă credeți nebună, pentru că fix la materia la care am luat cea mai mare notă, mi-aș fi dorit eu, pe bună de mine, să fac contestație. Și asta am spus eu pe story. Puteam să vă anunț mult mai devreme despre rezultatele din BAC, dar bineînțeles că Bibi este o nebună și a vrut să facă contestație. Așa că m-am gândit în ce fel să vă anunț. Da, pentru că n-am știut, am zis că dacă fac contestație, n-are rost să vă anunț acum media, că s-ar putea să fie mărită sau micșorată. Dar eu eram sigură că o să fie mărită, pentru că lucrarea aia trebuia să fie de 10. Dar am zis, las-o baltă, îi anunț pe oameni fix acum, pentru că așteaptă cu sufletul la gură. Acum, ziua asta este ziua în care se anunță rezultatele la BAC și ce medie am luat, sunt mulțumită. Atât am învățat, atât am știut, nu fără nicio contestație, chiar dacă se mărea după contestație și așa mai departe. Asta a fost prima mea medie de la BAC. Pe asta am vrut să o anunț, până la urma urmei. Într-un final, Bibi a decis să nu facă contestație și să-și accepte media de 9.41, declarându-se mulțumită pentru că a obținut la toate materiile notă peste 9, așa cum și-a propus. Exact. Și acum răspund și la întrebarea pe care mulți dintre voi mi-o puneți: cum ai reușit să înveți, cum ai făcut față, cum te-ai organizat cu timpul și așa mai departe. Sunt sinceră cu voi și vă spun că am tras cel mai și cel mai mult în ultima lună, dar... asta pentru că am învățat în toți ani.
Tot liceul am învățat constant și de asta am hotărât în ultima lună să trag cel mai și cel mai mult. Am învățat constant în toți cei 4 ani, mai ales în clasa 12-a și asta vă recomand și voi. Chit că sunteți cu evaluarea națională sau cu BAC-ul, învățați din timp ca să nu intrați în panică. E cel mai bun sfat pe care îl pot da, pentru că mulți mă întrebați ce sfaturi pot să dau după ce am trecut prin examenul maturității. Învățați din timp, credeți-mă, cel mai și cel mai bine. De asta am și tras în ultima lună, pentru că dacă nu învățam în toți cei ani, toată clasa 12-a însemna să fiu total inactivă aici pe online. Și știam că trebuie să învăț din timp ca să nu intru într-o panică, într-o criză de timp, pentru că eu oricum intru în criză de timp chiar și atunci când știu materia și sunt sigură pe mine. Nu vă imaginați cum am fost eu înainte de bac, câte emoții! Dar este o perioadă frumoasă din viață, n-ai cum să zici că nu. Cei care o să treceți prin BAC o să vedeți că e ceva frumos, e o experiență unică și emoțiile pe care le trăiți la BAC, faptul că la prima probă, nu vă exagerez, după ce am primit subiectele, am simțit că sunt toată roșie la față, am stat, nu vă exagerez, 10 minute din timp să mă liniștesc. Am citit subiectele liniștit, am tras aer în piept ca să mă pot calma pentru că era prima probă. Cei drept am avut și cele mai mari emoții la română, pentru că este o materie mai subiectivă și prin câte stări am trecut, acum dacă stau să le analizez, chiar au fost niște momente frumoase și unice, de-a dreptul unice. Și faptul că am învățat constant de-a lungul anilor, asta s-a văzut și în note, pentru că ați văzut și voi, n-am avut fluctuații între note, adică se iau 8, 10, ci s-a văzut că la toate materiile am învățat constant de-a lungul anilor. La română am luat 9 și 10, la istorie 9, 40 și la geografie 9, 75. Fix asta mi-am dorit cel mai mult și mi-am propus de la BAC, se iau peste 9 la toate materiile și mă bucur din tot sufletul că s-a îndeplinit această dorință uriașă pe care am avut-o. Am spus așa pe Instagram. Gata, n-am mai făcut nicio contestație că m-am și enervat. Asta am spus-o imediat după ce a trecut ora contestațiilor. Gata, îmi place nota pe care am luat-o. Oricum, am luat exact cum mi-am propus. Mi-am dorit să am peste 9 la toate materiile, așa a fost. Media 9,41, sunt super ok cu asta. Ce pot să-mi doresc mai mult de la viață? Exact, ce pot să-mi doresc mai mult de la viață? Am reușit în anul ăsta să fac și muzică și vlog, chiar dacă în ultima lună nu am fost atât de activă, pentru că ce-i drept, da, școala e școală și voi știți dintotdeauna că școala a fost pe primul loc, cartea trebuie să fie cea mai importantă. Totuși, de-a lungul anului am fost super activă. În ultima lună v-am și spus că încerc să mă concentrez mai mult pe învățat ca să fie bine acolo la BAC, să reușesc să iau fix ce am luat. Și am încheiat pe Instagram spunând note super bune, super mulțumită de rezultatele pe care le-am avut. Articolul încheiindu-se așa super, super frumos. Pe numele său real, Bianca Mihail Alexandru, tânăra de 19 ani, este vlogăriță și cântăreață, având piese lansate precum Repetente la Dragoste, Pielea Ta sau Sola. Cea din urmă piesă a fost apreciată și pe plan internațional. Și să nu uităm și de Nu e dulce ciocolata cum ești dulce tu. Asta m-a adăugat așa un picuț de la mine. Tânăra trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Antonio Picar, cei doi împărtășind pasiunea pentru muzică și vlogging. Am terminat într-o notă superbă și sper din suflet că v-a plăcut acest vlog. Rupeți acolo butonașul de like, nu uitați să vă abonați dacă încă n-ați făcut-o, apăsați și pe clopoțel ca să fiți notificați mereu când postez sau urmăriți-mă pe Instagram, găsiți linkul în descriere pentru că vă anunț mereu înainte pe story că urmează un vlog nou. Eu am fost Bibi și v-am pupat tare, tare, tare! Mua! Ne vedem data viitoare!